Și Dumnezeul nostru, care știe să ajute și să izbăvească, să fie alături de poporul său și poporul lui Dumnezeu să nu se teamă de orice ar veni. Amin. Iubiți frați și surori, în această seară aș vrea să ne apropiem în continuare de pasajul acesta din Numeri, capitolul 14, care l-am citit în auzul urechilor noastre. M-am sfătuit ieri împreună cu fratele Edi și Domnul i-a îndreptat inima spre pasajul acesta. Și m-am gândit ce aș putea să vorbesc pentru noi în această seară din textul acesta care a fost citit și am primit pe inimă un mesaj pe care l-am intitulat Provocările Bisericii în era postmodernă. Provocările Bisericii în era postmodernă. Ne uităm la pasajul acesta și observăm, istoric vorbind, că acolo a fost o criză. O criză de la care noi putem să învățăm multe lucruri. Dumneavoastră știți lucrul acesta, deși viața de credință implică și luptă, de multe ori nu ne place lucrul acesta, dar Domnul Iisus a spus asta de la început. În Matei, capitolul 16, versetul 18, când îi spune lui Petru că el își va zidi biserica lui și porțile locuinței morților nu o vor birui, asta implică luptă și efort. Sigur, nu se poate vorbi de biruință și nimeni nu pornea la luptă împotriva altei cetăți dacă nu dorea să o biruiască. Domnul Iisus vrea să spună că împotriva acestei instituții pe care El o va așeza și se va numi biserică, iadul se va lupta. Demonii se vor lupta și vor încerca să biruiască instituția aceasta. Sunt două instituții pe care Dumnezeu le-a făcut. Prima, în grădina Edenului, familia. Și diavolul se luptă împotriva familiei și uitați-vă dumneavoastră în vremurile acestea care le trăim ce luptă se duce pentru redefinirea familiei. Și există această a doua instituție alcătuită din celulele acestea mici familii, care este poporul, biserica lui Dumnezeu, și vrăjmașul se luptă din răzputeri ca să biruiască biserica lui Dumnezeu. Dar ne bucurăm de făgăduința pe care o face El, că veghează asupra lucrării Lui, ca porțile locuinței morților să nu biruiască. Lăudat să fie Domnul, așa cum spunea și fratele Edi, că biruința este a Domnului. Amin. Însă, ce vreau să spun la început, în introducere, câteva cuvinte vis-a-vis despre vremurile de criză care apar fie în viața noastră personală, fie ca și familie sau ca și congregație, ca și popor al lui Dumnezeu, vremurile de criză pe care noi de multe ori nu ne înțelegem, printre altele, arată, evidențiază felul caracterelor noastre. Ce fel de oameni suntem noi cu adevărat se observă în furtună, se observă în criză, se observă în bătaia vântului. Când suntem bine, sănătoși și totul merge bine cum este planificat, toți putem să fim prieteni și toți putem să fim foarte amabili unii cu alții. Poporul lui Israel nu și-a arătat caracterele, nu și-a arătat fiecare felul de a fi în momentele de abundență, când au avut din belșug și apă și mâncare. Dar când Dumnezeu i-a încercat și i-a lăsat să sufere, a vrut să îi vadă, a vrut să vadă cum reacționează ei și a dus în viața lor și momentele acelea de criză. Însă criza aceasta, pe care o citim în Numeri, capitolul 14, este o criză diferită, o criză în care au intrat ei din răzvrătire și din neascultare. Însă ce este interesant, că în vremuri de criză, caracterele oamenilor se observă în felul lor real de a fi. 12, de exemplu, au fost scoadele care au plecat să cerceteze țara Canaanului. Toți erau fruntași. Au fost lideri aleși din fiecare seminție ca să reprezinte fiecare casă părintească din triburile lui Israel. Însă, din aceștia 12, în momentul de criză, s-a văzut o diferență între 10 și 2. Despre care spune Biblia, despre Caleb și despre Iosua, că erau însuflețiți de un alt duh. Până au mers împreună și au fost aleși oamenii aceștia, toți păreau la fel. Diferența între cei doi,
față de cei 10, a făcut-o momentul acela de criză în care ei ca și națiune au intrat. Alții, de exemplu, care au fost majoritatea poporului, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, așa cum spune textul acesta. Sunt oameni care în vreme de criză uită de tot ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Uită că Dumnezeu a purtat de grijă, uită că Dumnezeu i-a hrănit, uită că Dumnezeu a fost acela care chiar și în momentele acelea îi păstrează cu viață și cu sănătate, dar din pricina crizei ei se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, nu doar atât, ajung să îl blasteme chiar pe Dumnezeu. Și lucrul acesta este foarte, foarte periculos. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să nu facem parte din oamenii care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Nu-i viața așa cum ne-ar place nouă să fie. N-avem de toate din belșug. Nu ne merg toate lucrurile așa cum ni le planificăm noi, însă ce este important, pentru că Dumnezeu îngăduie și momente de criză, în momentele acelea, când Dumnezeu se uită la noi, să vadă că suntem oameni care nu ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegem. Că așa am cântat în seara aceasta, cântarea aceasta împreună. Da, eu mă încred, chiar dacă nu pot să înțeleg. Eu mă încred. E o declarație pe care noi toți am făcut-o și dacă am făcut-o în această seară, să ne ajute bunul Dumnezeu să ne ținem de ea, să ne încredem în Dumnezeu chiar și atunci când nu vedem. Și tot în criză se mai observă și strălucirea altor caractere, cum a fost cel al lui Moise și Aron, care văzând situația ducându-se atât de extrem la vale, n-au mai considerat că pot face ceva prin puterea lor omenească. Au văzut că nu pot vorbi poporului pentru că oricum nu-l ascultă și erau atât de porniți să îi omoare cu pietre, acum pe Iosua și Caleb în altă împrejurare, pe Moise și pe Aron. Oamenii aceștia nu fac altceva decât să se abandoneze, să se arunce în brațul lui Dumnezeu. Și aceasta este o caracteristică tare frumoasă. Oameni care în vreme de criză știu să se arunce în brațul lui Dumnezeu, uitându-se la El, ca la singurul care poate da ajutorul și binecuvântarea. Și facă Domnul ca toți din locul acesta să ne încadrăm și să ne numărăm printre caracterele celor patru. Amin. Aș vrea să nu uităm că chiar și în vremurile de criză, Dumnezeu nu scapă lucrurile de sub control. Dacă vă imaginați puțin și v-ați transfera mental în contextul acelei împrejurări, să vedeți o adunare de vreo 2 milioane de oameni care începe să se tulbure, să vedeți acolo o revoltă națională, cred că inima ne-ar bate cu putere. Însă spune cuvântul Domnului că atunci când toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre, slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. Frați și surori, Dumnezeu nu scapă niciodată controlul din mâini. Dumnezeu este în control și chiar și atunci când oamenii fac planuri sau se lasă mânați în nebunia inimii și a minții lor, Dumnezeu este în control, lăudat să fie numele Lui. Spune psalmistul la un moment dat în psalmul 29, când cea mai mare catastrofă mondială se petrecea pe pământul acesta și Dumnezeu judeca potopul acesta, judeca lumea aceasta prin apele potopului și se prăpădeau familii întregi, părinți și copii mureau la grămadă. Spune Biblia despre Domnul în capitolul 29 și 11 din Psalm că în vremea aceea Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul și Domnul împărățește în veci de veci. Și aș vrea să înțelegem lucrul acesta pentru noi. Pentru că nu știm viitorul, am trecut prin momente de criză și vom mai trece prin momente de criză. Dar în momentele acelea să nu uităm, Dumnezeu este în control, amin, slavă numelui Său. Să nu mai uităm un lucru, frați și surori, vis-a-vis de vremurile acestea de criză. Să știți că Dumnezeu pedepsește neascultarea. N-a putut trece lucrul acesta, n-a putut fi trecut cu vederea. Dumnezeu a planat conflictul, dar se aprinde de mânie împotriva poporului Israel și dorește să-l nimicească. Și Dumnezeu, așa cum spune aici cuvântul Domnului, iar cât despre voi, trupurile voastre moarte vor cădea în pustiu. Să știți că Dumnezeu e un Dumnezeu bun. Ne cheamă la sfânta pocăință. Ne dă mântuirea din belșug.
Dar să știți că Dumnezeu ne și responsabilizează. Și cine nu crede în Dumnezeu, Dumnezeu va veni un moment și un timp când îl va trage la socoteală. De exemplu, uitați-vă ce spune Iuda la un moment dat în cartea lui, în capitolul, versetul 5. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți, odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. Dumnezeul nostru, care este un Dumnezeu atât de bun, atât de îndurător și atât de iertător, este și un foc mistuitor care și pedepsește atunci când este nevoie. Să nu uităm, din încercare și din criză, bine este să fim oameni înțelepți care să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze și să nu ne împotrivim înaintea Lui, că Dumnezeu știe să și pedepsească. Dar, frați și surori, mergând mai departe la ceea ce m-am gândit provocările bisericii în era postmodernă, aș vrea să aduc înaintea noastră a tuturor trei provocări cu care ne confruntăm și noi și s-au confruntat și ei la vremea respectivă. Să știți că luptele, așa cum spunea la un moment dat un frate, se repetă. Chiar dacă sub o altă formă, chiar dacă sub o altă nuanță, lupta este aceeași și ea continuă. În primul rând, frați și surori, prima provocare pe care noi trebuie să o biruim ca și popor al lui Dumnezeu în vremea aceasta contemporană pe care o trăim, este să privim lucrurile printr-o perspectivă dumnezească deasupra perspectivei omenești. Este o provocare. Să te uiți la lucrurile care se văd cu ochii și să poți să ai puterea să privești prin ochii lui Dumnezeu. Pare simplu, dar nu-i chiar așa simplu. Pentru că, uitați-vă, oamenii aceștia au văzut pe fiul lui Anac și înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Realitatea ce se vede nu este promițătoare. Te uiți la viitor și îți vine să te îngrijorezi. Te uiți la economia care se zguduie, te uiți la lucrurile și ce întorsătură iau și îți vine să îți pui întrebarea cum pot să merg înainte când lucrurile arată atât de greu. Și lucrul acesta, dacă nu-i tratat corespunzător, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, naște noi necredința, împietrirea și răzvrătirea față de Dumnezeu. Prima provocare. Să privești lucrurile prin perspectiva lui Dumnezeu, deasupra perspectivei omenești. Frați și surori, o imagine la care te uiți dintr-o poziție 2D e diferită de o imagine pe care o vezi în 3 dimensiuni. Când te uiți în față, observi destul de limitat. Când te uiți deasupra, observi mai mult. Dumnezeul nostru nu e la nivelul omului să vadă doar ceea ce vede omul. Dumnezeu îi deasupra și are o imagine de ansamblu. El știa că putea să dea biruință poporului Israel. Vroia să o dea. Cum spunea fratele Timotei, țara aceea pe care i-o dat-o deja, i-o da în stăpânire, Dumnezeu știa planul lui. Pentru că privea dintr-o perspectivă dumnezeiască. Problema a fost că ei s-au lăsat furați de aparențe și s-au uitat la ceea ce izbește ocul și atunci s-au blocat și nu au putut să meargă mai departe. Este un pericol cu care și noi ne putem confrunta. Te uiți la viitor, nu pare promițător, te gândești ce va fi de casele noastre, ce vor fi de copiii noștri. Și ei au pus problema familiei înaintea lui Dumnezeu. Nevestele noastre vor fi de jaf, copiii noștri de asemenea vor fi de jaf, ce va fi cu noi și cu casele noastre? Eu chiar mă gândeam, uitându-mă la generația aceasta tânără, care vor să se căsătorească. O chirie 3-4 mii de dolari, o casă, ce să mai vorbești, că la prețurile astea, cum poate un tânăr dintr-o salară așa de mic să se ivuiască, să-și cumpere o casă? Viitorul nu pare deloc promițător. Dar în același timp, viitorul trebuie lăsat în mâna lui Dumnezeu, că Dumnezeu știe să poarte de grijă și Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor, lăudat să fie Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, prin chemarea pe care ne-o face Dumnezeu, spune Pavel în cartea Efeseni, la capitolul 2, în felul următor, un lucru foarte, foarte interesant. Versetul 6. El ne-a înviat împreună cu Hristos
și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Prin tranziția pe care ne-o face Dumnezeu, din moarte la viață, din împărăția întunericului în împărăția luminii, Dumnezeu ne așează în locurile cerești împreună cu Hristos. Aia înseamnă că perspectiva creștinului este diferită de perspectiva omului care vede doar în față. O persoană așezată cu Hristos în Dumnezeu, în locurile cerești, privește lucrurile prin perspectiva lui Dumnezeu, care este eternitatea. Nu se blochează la lucrurile care sunt în viitor și par atât de grele, ci vede de deasupra ce va fi dincolo. Da, s-ar putea să fie greu economic, s-ar putea să n-am ceea ce îmi doresc, dar știu că Dumnezeu vrea să-mi dea împărăția. Dumnezeu vrea să-mi dea ajutorul. Și perspectiva aceasta a putut Moise, omului Dumnezeu, să-și o însușească. De ce? Pentru că în Cartea Evreilor, capitolul 11, spune că el avea ochii ațintiți spre răsplătire. Căci a văzut pe cel ce este nevăzut. Când s-a întâlnit omului Dumnezeu Moise, când s-a întâlnit cu Dumnezeu, perspectiva acestui om s-a schimbat atât de dramatic, încât tot ceea ce însemna școala Egiptului, viața pe care putea să-i ofere Egiptul și plăcerile de o clipă ale păcatului, n-au mai contat pentru omul acesta. De ce? Pentru că perspectiva lui s-a schimbat, fiindcă s-a întâlnit cu Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu. De aceea spune Apostolul Pavel în cartea 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 7, că noi ar trebui să fim din aceia care umblăm prin credință, nu prin vedere. Pentru că ne-am pus încrederea lui înaintea lui Dumnezeu. Este o primă provocare pe care noi putem să o întâlnim în vremea aceasta. Să te uiți la lucrurile pământești, la lucrurile care stau în față, printr-o perspectivă omenească și să-ți pierzi nădejdea și încrederea în Dumnezeu. Și lucrul acesta nu face altceva decât să te încurce în mersul tău pe cale și în mersul nostru pe cale înaintea lui Dumnezeu. Mă rog în această seară Dumnezeu să ne întărească, să putem să ne uităm la lucrurile care se văd înspăimântător ca prin perspectiva lui Dumnezeu și astfel să nu ne clătinăm în credință înaintea lui Dumnezeu. Amin. O a doua provocare, frați și surori, care apare în poporul acesta, Israel, la momentul acesta, este provocarea aceea de a nu asculta de oamenii, de liderii pe care i-a așezat Dumnezeu ca să îi cârmuiască. Și au spus așa, să ne alegem o căpetenie, să ne întoarcem în Egipt. Ce mai Moise, ce mai Aron, ce mai cei doi, haideți să vedem lucrurile așa cum sunt și să facem o decizie realistică. Și lucrul acesta, frați și surori, e un lucru foarte, foarte grav. De ce? Pentru că oamenii așezați de Dumnezeu, pe care Dumnezeu îi rânduiește să fie așezat într-o slujbă, sunt oamenii care vor binele poporului. Uitați-vă dumneavoastră la atitudinea lui Moise. Era poporul Israel atât de vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și totuși, omul acesta se roagă, stăruiește înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, nu fă lucrul acesta. Pentru ce să ajungă numele Tău de ocară? Să spună neamurile din jur că Dumnezeu n-a putut să-i salveze și de aceea i-a omorât pe drum. Nu face lucrul acesta. Uitați-vă la caracterul acestui om binecuvântat, așezat de Dumnezeu, care pledează pentru popor. Și totuși, ei, în nepriceperea lor, primesc provocarea aceasta să-și aleagă un om care să-i întoarcă spre Egipt. Gândiți-vă la rugăciunea lui Moise și mai apoi la sfatul pe care îl dă omul acesta spre binele lor. Ei realizează că s-au pus împotriva planului lui Dumnezeu. Nu vor să se ducă, după aia când realizează, zic, gata, Moise, ne urcăm, luăm țara în stăpânire, așa cum a zis Dumnezeu, și intrăm în făgăduința lui. Și Moise spune, nu, Dumnezeu s-a pronunțat pentru voi. 40 de ani, pentru un an, pentru fiecare zi, Dumnezeu vă pune să rătăciți prin pustiu, ca să învățați lecția aceasta atât de dură. Și oamenii aceștia spun, nu, noi ne vom sui, vom lua țara în stăpânire. Și Moise a știut că Dumnezeu nu este cu ei și le-a vorbit pentru binele lor. Oamenilor, ascultați-mă, nu vă duceți pentru că Dumnezeu nu este cu voi. De ce vreți să fiți bătuți? Drept urmare, Moise a rămas în tabără și el și chivotul lui Dumnezeu.
Oamenii s-au dus în răzvrătirea lor, dar n-au nimerit-o bine, pentru că au fost bătuți de amaleciți și au murit unii din ei, s-au întors ca unii care lași de pe câmpul luptei și au trebuit să învețe o luptă foarte, foarte dureroasă. De multe ori, cuvintele pe care le spun oamenii lui Dumnezeu pentru binele poporului nu plac poate neapărat poporului. Eu știu, dacă este o familie care trece prin anumite încercări, prin anumite greutăți, anumite tensiuni, oamenii lui Dumnezeu întotdeauna încearcă să repare o situație, încearcă să-i ajute pentru a merge înainte. De multe ori se întâmplă și trist că cei în cauză nu-și dau seama de lucrul acesta și aleg să meargă pe un drum care va fi foarte nefavorabil. Uitați-vă, e o provocare. Cine în ziua de astăzi mai vrea să asculte de alții? Trăim într-o vreme în care toată lumea este atât de înțeleaptă. Toată lumea are punctul lui de vedere. Toată lumea știe ce este mai bine și nimeni nu are nevoie de sfatul altuia. Totuși, frați și surori, când Dumnezeu așează în popor oameni care au frica lui Dumnezeu, bine este să-i prețuim. Gândiți-vă puțin dumneavoastră la scenariul acesta. Pe cine au vrut să aleagă ei în loc? Pe un om, pe o căpetenie, care se întoarcă în Egipt. Și am spus, Doamne, interesant, voi vreți iarăși robi în Egipt? Dacă păstrăm paralela aceasta și Dumnezeu ne salvează din Egiptul lumea acesteia și ne dă împărăția lui Dumnezeu, să ajungem la un moment dat să ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu și să alegem să ne întoarcem din nou înspre păcat, înspre robie, înspre lucrurile care ne-au ținut, și uitați-vă că tristă-i, dar oamenii aceștia s-au ales o căpetenie care se ducă înapoi. M-am gândit la un lucru, frate și surori, care este o mare, mare realitate. Atâta timp cât un popor și o biserică are un lider, are niște oameni care îl îndreaptă spre Dumnezeu, e un har și o binecuvântare și Dumnezeu își lasă binecuvântarea lui în poporul acela. Și unde există oameni care întorc poporul înspre Egipt, e o mare pierdere. De aceea noi spunem, fraților, nu vă supărați când poate mai tragem atenția la câte un tânăr, la câte o tânără. Vezi că părul, freza, nu-i chiar cum ar trebui să fie. Vezi că pantalonii ar merge un pic mai lărguți. Vezi că, eu știu, ținuta de adunare ar fi mai bună. Nu vă supărați, pentru că noi căutăm prin acestea să îndreptăm poporul spre Canaan și nu spre Egipt. Dar uitați-vă, provocarea aceasta au pierdut-o. Au vrut un om care se întoarcă înspre Egipt. Vedeți dumneavoastră, vis-a-vis de vremurile acestea pe care le trăim noi, Pavel spune apostolul în cartea 2 Timotei, capitolul 4, să știi, Timotei, că va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Îi vor gâdela urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Și este o vreme pe care o trăim. Pentru că oamenii nu vor să audă învățătura sănătoasă. Dar Pavel îi spune lui Timotei, dar tu fii treaz, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Și spune în prima carte, dacă vei pune în mintea fraților lucrurile acestea, vei fi un bun slujitor, fiindcă te hrănești pe tine cu cuvintele vieții și vei ajuta și pe ceilalți să se mântuiască. Dar e trist că în vremea aceasta pe care trăim, oamenii acceptă provocarea aceasta și își întorc fața înspre oameni care mai degrabă i-ar întoarce spre Egipt. Oameni care își doresc tot felul de libertăți și ar vrea să se le audă din gura anumitor oameni care sunt într-o poziție de conducere. Nu-i bine lucrul acesta. Pentru că Petru spune că în norod s-au ridicat, după cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furișe rezine micitoare și vor ademeni pe mulți în căderea aceasta și vor face să vină peste ei o cădere năprasnică. Vedeți, de aceea Biblia spune prin gura Apostolului Pavel în cartea Efeseni, capitolul 4, versetul 11, că Dumnezeu, în ceea ce înseamnă structurile de conducere, a așezat oameni, a așezat apostoli, proroci, păstori și învățători și scopul este pentru desăvârșirea sfinților, pentru vederea zidirii trupului lui Hristos. De aceea Biblia spune la un moment dat prin gura Apostolului în cartea Evrei, ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, că cei priveghează asupra voastră ca unii care vor da socoteală pentru sufletele voastre, ca să fie bine pentru voi. O provocare pe care o întâlnim tot mai des în ziua aceasta și biserica din era modernă, postmodernă, se confruntă tot mai mult. Oameni și lideri priviri
îndreptate înspre oameni care mai degrabă i-ar întoarce în Egipt. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne păzească. Frați și surori, dumneavoastră, foarte înțelept ce bine Dumnezeu i-a rânduit în adunarea noastră, ca Dumnezeu să-i țină tari și să poată vesti un cuvânt curat și benefic pentru sufletele noastre. Și a treia provocare pe care vreau să o duc înaintea noastră este provocarea de a supraviețui presiunii de a fi înghițiți de națiunile din exterior. Și lucrul acesta e foarte, foarte interesant. Ascultați numărul 13, versetul 32. Și au negrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Dați-mi voie să spun pentru noi în vremea aceasta în felul următor. O cultură care asimilează o altă cultură. Și un mare pericol. Vedeți? Cei care au fost călăuziți de Dumnezeu de un alt duh, Iosua și Caleb, spun nu, noi îi vom mânca pe ei. Nu ei ne vor mânca pe noi. Vremurile acestea pe care le trăim sunt lupte grele pentru că cultura păgânească încearcă să asimileze poporul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este foarte, foarte periculos. De aceea Dumnezeu îi spune prin Moise la poporul Israel, ai grijă când intri în țara aceasta, nu te uita să vezi cum slujesc ei dumnezeilor lor. Să afli și să te duci, să întrebi într-o parte și în alta, lucrul acesta îți interzic. Ca nu cumva sistemul acela să te mănânce. Uitați-vă dumneavoastră, ca și români, am venit într-o țară străină și ușor, ușor ne adaptăm țării în care ne aflăm. Dar când vorbim despre mutarea noastră români în Canada, este o asimilare culturală. Să spun, sunt anumite lucruri care pot fi benefice de organizare, de a vedea altfel lucrurile. Și pot să fie și lucruri care nu sunt benefice. De bună oară, poate respectul pe care un copil român ar trebui să-l învețe de acasă și care s-ar putea pierde. Dar acestea sunt valori culturale. Sunt cele importante, dar nu sunt neapărat cele mai importante, precum valorile spirituale. Cultura păgânească și păgânismul nu are voie să asimileze poporul lui Dumnezeu. Când lucrul acesta se întâmplă, ne pierdem identitatea. De aceea, m-am gândit la câteva lucruri, ce se întâmplă atunci când te asimilează cultura păgânească. Atunci când devenim una cu ei. În primul rând, frați și surori, ne pierdem puterea. Când suntem asimilați de neamurile din prejur, ne pierdem puterea. Întoarceți-vă rog cu mine în Osia, spune la un moment dat profetul, în capitolul 7, versetul 8 și 9. Efraim se amestecă printre popoare. Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă. Niște străini mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Îl apucă bătrânețea și el nu-și dă seama. Când devenim asimilați de cultura păgânească din jurul nostru, ne pierdem puterea. Dumnezeu se uită la Israel, la Efraim și spune în felul următor. Efraim s-a asimilat cu popoarele din prejur. De aceea, străinii îi mănâncă puterea. Frați și surori, noi pentru vremurile care le trăim și cele care vor veni, avem nevoie de putere ca să putem sta în picioare. Pentru că nu vor fi vremuri ușoare, așa cum anunță Duhul Sfânt. De aceea avem nevoie de putere. Dar uitați că dacă ne asimilează cultura păgânească și devenim una cu ei, încât nu mai apare nicio deosebire, ne pierdem puterea. De aceea noi mergem pe linia aceasta de separare. Nu înseamnă că dacă națiunile din jur fac ceva, neapărat trebuie să facem și noi. Pentru că noi vrem să fim deosebiți. De ce? Ca să nu ne pierdem puterea. Când te asimilează cultura păgânească, îți pierzi puterea. În al doilea rând, când te asimilează și ne asimilează cultura păgânească, ne pierdem valorile sacre pe care ni le-a încredințat Dumnezeu. Când ne asimilează cultura păgânească, ne pierdem valorile sacre pe care le-a dat Dumnezeu. Uitați-vă la un moment dat în cartea lui Daniel. În capitolul 1, spune despre
luarea poporului Israel în robie de către împăratul Babilonului. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Ce mi se pare foarte interesant, și orice om, când ar pune ceva în istorie despre lucruri care s-au întâmplat, probabil ar trebui să spună cronicarul, au murit atâția oameni. Împăratul a dus robi din familia cutare, și ar fi poate rămas scrise. Dar pentru cronicar a fost foarte important să consemneze acolo ce s-a întâmplat pe lângă robii care au plecat. Și lucru pe care Dumnezeu l-a îngăduit din pricina păcatului poporului Israel. Spune că Nebucadnețar a luat vasele din casa lui Dumnezeu și le-a dus în casa Dumnezeului său. Atunci când ne asimilează cultura păgânească, ne pierdem valorile sacre îngăduite de Dumnezeu. Lucrurile care pentru noi au valoare, ni le fură, le pierdem. Vedeți dumneavoastră, pentru evrei, lucrurile acestea erau foarte importante. Erau făcute după designul dat de Dumnezeu. Trebuiau să aibă forma specifică, materialul specific din care să fie făcute. Trebuiau așezate în templul lui Dumnezeu și nu să făcea slujbă fără ele. Pentru funcționarea templului din Ierusalim, vasele erau de o importanță imperioasă, erau necesare să fie acolo. Când Israel a fost asimilat de Babilon și de cultura aceasta babiloniană, și-au pierdut valorile sacre date de Dumnezeu. Și au ajuns să fie puse la o valoare ca celor care sunt pe pământul acesta. Vedeți, Nebucadnețar le-a dus și le-a pus în casa Dumnezeului său. Era o tehnică de război și toți împărații, când biruiau o cetate, luau idolii acei cetăți, îi puneau în casa lui, în casa Dumnezeilor lui, ca semn că idolii lui au fost mai tare decât idolii acelei cetăți care n-au putut să-i salveze din mâinile lor. Și uitați-vă că Dumnezeu, din pricina păcatului, n-a înțeles Nebucadnețar. A crezut că el e mai tare. Dar Dumnezeu, care n-a tăinuit păcatul, i-a dat în mâinile împăratului Babilonului și a îngăduit ca și valorile acestea sfinte să fie capturate și omul acesta le-a coborât de la valoarea lor absolută și le-a pus alături de alți idoli și de alți dumnezei în casa lui. Nu-i așa? Trăim în societatea asta în care există atâția dumnezei. Fiecare se închină la cine vrea. Fiecare se manifestă cum vrea. Iisus poate fi și El un Dumnezeu printre alți dumnezei. Și te întâlnești cu un vecin care este budist și te întreabă, tu pe cine slujești? Cine e adevărul tău absolut? Și tu spui, pentru mine adevărul meu absolut e Iisus Hristos. Dar viața pe care o trăiești te trădează, pentru că ai fost asimilat de cultura aceasta babiloniană și pentru el nu prezintă nimic acest Iisus pe care îl spui tu. Și spune, da, e și el printre alții, printre Buddha, printre alții. Și vedeți, când ne asimilează cultura păgânească, pierdem valorile noastre sacre. Și ceea ce pentru noi odată era absolut, ajunge fără valoare. Poate când erai în România, te gândeai, am să ajung într-o țară liberă, unde am să mă închin înaintea lui Dumnezeu, unde am să-L slujesc pe Dumnezeu cu atâta scumpătate. Și poate au trecut ani și timpul și te uiți în spate și realizez, nu chiar am împlinit ceea ce mi-am propus. M-a asimilat cultura aceasta. Valorile care le aveam sacre odinioară, parcă le-am pierdut, parcă au fost relativizate, puse alături de alte valori care nu sunt valori. Vedeți, frați și surori, asta se întâmplă când ne asimilează cultura păgânească. Nu doar atât, ea merge mai departe. După ce le pune pe picior de egalitate cu valorile acestea pământești, merge un pas mai departe și le profanează. În Daniel, în capitolul 5, urmașul lui Nebucadnețar ajunge să dea un ospăț și prin aburi de beție trimite să aducă vasele de la Ierusalim, care erau în casa Dumnezeului Tatălui său. Și încep să toarne prin ele, cum spune poetul, pe când turnau în ele vin prin aburi de beție. Pe zid așa ca din senin, un ciot de mână anonim începe ca să scrie.
Vedeți dumneavoastră, a fost nevoit în momentul acela Dumnezeu să intervină. Pentru că ceea ce era odată absolut, lăsat de mâna lui Dumnezeu și scris cum trebuie să fie în detaliu, ajunge într-o primă fază să fie la egalitate cu lucrurile de lângă și apoi ajung să fie profanate. Aceste valori sfinte pe care le-a dat Dumnezeu poporului Israel. Și este un pericol, frați și surori, că ne asimilează cultura păgânească, nu doar că ne coboară standardul valorilor noastre, dar ajung să le profaneze, ajung să ne batjocorească. Și lucrul acesta este trist, pentru că Petru spune, dacă suferiți că ați făcut răul, nu este nicio cinste, dar dacă suferiți pe nedrept, atunci fiți bucuroși că Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei, se odihnește peste voi. Și eu mă rog din toată inima, Dumnezeu să se îndure și să ne binecuvinteze. Când ne asimilează societatea păgânească, frați și surori, ne pierdem mărturia. Nu mai avem mărturie. Domnul Iisus spunea, voi sunteți și sarea pământului, sunteți și lumina lumii și trebuie să luminați. Dar dacă sarea își pierde gustul, dacă făclia se stinge, nu mai sunteți diferiți de cei din lume. Dacă ne asimilează societatea păgânească, ne pierdem mărturia. Degeaba vom încerca să spunem unora și altora, veniți la Dumnezeu, mântuiți-vă, salvați-vă. Pentru că ei se vor uita să spune, așa cum sunteți voi? Dacă ne pierdem mărturia, nu mai putem să vorbim de o evangelizare eficientă. Putem să facem proiecte bune. Nu vor fi de ajuns. Pentru că o societate creștinească, asimilată de o societate păgână, o face să-și piardă mărturia. Și mai periculos decât atâta, ne pune pe noi în termeni răi cu Dumnezeu. Pentru că, vedeți dumneavoastră, vorbim despre asimilare, despre mâncare, despre înghițire. Spuneau aici, țara aceea și mănâncă locuitorii. Spune Apocalipsa, capitolul 3, versetul 16, bisericii din Laodiceea. Fiindcă nu ești nici înclocot, nici rece, și ești doar căldicel, am să fac un lucru, am să te vărs din gura mea. Prin natura chemării pe care o avem noi din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne asimilează să fim ca El. Ne asimilează să fim același caracter, să trăim așa cum îi place Lui. Dar în momentul în care suntem asimilați de o altă, de un context păgânesc, atunci Dumnezeu spune, am să te vărs din gura mea. Nu mai suntem al lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este foarte periculos. Și un pericol și o realitate a vremurilor din urmă. Pentru că vreau să închei, dar vreau să citesc versetul acesta, să vedeți frumusețea celora care reușesc să reziste provocării acesteia de a nu fi asimilați de cultura păgânească. Ne uităm înspre o zi când Domnul Iisus va veni. Și 1 Corinteni 15 spune așa, versetul 51. Iată vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Vom fi asimilați în Dumnezeu. Într-o clipilă, spune aici, într-o clipă, într-o clipeală, din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna. Morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Ce frumos! Să nu vă înghită țara și cultura aceea păgânească și dacă rezistați până la urmă, moartea va fi înghițită de biruință. Trupurile acestea vor fi schimbate, se vor îmbrăca cu un trup de slavă și noi spre momentul acela privim ca și biserică și ne pregătim și spunem, Doamne, îndură-te și ajută-ne să rezistăm până la capăt, să nu pierdem mărturia noastră. Vedeți, despre Israel se spunea în cartea Esterei când Haman, vrăjmașul lor, cere moartea lor. Îi recunoaște că erau diferiți, că aveau o mărturie diferită. Să știi, împărate, că în împrejurimile poporului tău este un neam diferit. Are legi diferite, are porunci diferite și el nu merge după legile tale, împărate. Era o mărturie. Și mă rog din toată inima Dumnezeu, aici unde ne-a așezat, să ne ajutem, să ne ajute să ne păstrăm și să nu fim asimilați de cultura păgânească, ca să vină vremea aceea când vom fi asimilați pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu pentru totdeauna. Amin. Doamne ajută-ne la lucrul acesta.